Salutare! Nu am să vorbesc foarte tare, dar am să încerc oricum să mă auziți destul de bine. Vreau să discut astăzi un lucru foarte important. Atunci când aplicăm extensiile de gene, trebuie să avem și o direcție. Ce înseamnă de fapt direcția și ce trebuie să ținem cont este faptul că atunci când aplicăm extensii de gene, extensiile de gene trebuie să fie cât mai paralele între ele pentru ca o lucrare să arate cât mai ok și cât mai frumoasă, ordonată, ca să nu stea clientul și să perie destul de des ca să-și ordoneze extensiile de gene. De aceea, când aplicăm extensiile de gene, încercăm și pe ele să le aplicăm cât mai paralele. Sunt cliente la care genuțele cresc foarte paralele, așa, și foarte ușor se aplică extensii de gene. În schimb, sunt cliente la care genuțele vin încrucișate, așa, foarte, foarte mult și atunci, desigur că mai greu se aplică extensii de gene la ele. Dar sunt soluții și sunt metode pentru a aplica și atunci când avem genuțele încrucișate, da? Și respectiv ca extensiile să arate cât mai paralel. Sunt cazuri când, spre exemplu, genuțele clientului vin direcționate înspre interior. Și iarăși, dacă noi o să aplicăm extensiile de gene exact peste genuțele naturale, desigur că și extensiile vor veni în interior și atunci tot timpul o să vrem să le periem ca să le dăm spre exterior sau să le dăm în sus și oricum nu o să stea, nu o să se dea, dat fiind faptul că ele așa au fost întărite, așa s-a uscat adezivul. Da? Salutare la toată lumea, mă bucur că sunteți în număr destul de mare, intrați foarte mult și Claudia și toți care ne-au salutat. După cum spuneam și am anunțat și mai devreme, deci tema live-ului este direcția. Noi suntem în cadrul cursului de extensii de gene. De fapt, astăzi avem perfecționarea extensii de gene și respectiv încercăm să vă explic ce și cum trebuie să aplicăm pentru ca să avem lucrări cât mai frumoase, cât mai ordonate și cât mai mulțumite cliente. Cum spuneam, sunt la cursul de bază, o am acolo în spate pe Laura, care muncește cu mult, mult, mult drag. Imediat încerc să schimb camera și respectiv ce vroiam noi, de fapt, să vă arătăm. Avem un model. De obicei, cum spuneam, da, genuțele la cliente sunt încrucișate, direcționate spre interior, dar aici avem un model cu genuțele destul de interesante. Spre interior, genuțele vin cu direcția spre interior și deja de la mijlocul ochișorului vin direcționate spre exterior. Da? Și foarte rar, de fapt, avem astfel de cliente care să ne ajute, da? Fiindcă noi încercăm cu extensiile de gene să facem astfel de direcții. Și deja aici, Laura, practic, încet, încet ajunge să completeze cel de-al doilea ochișor. Imediat o așteptăm să pună extensia de geană, după care imediat vă arătăm și diferența dintre ochișorul care e cu genuțe și ochișorul care e fără genuțe. Cum spuneam și mai devreme, deci în cazul dat, modelul ne ajută, da? Dacă e să le perii, ai periuța? Poate? Nu. Ok. Laura, toate periuțele sunt vii. Suntem într-a treia zi, toate 3 zile la ea periuțele sunt vii. Mai cad pe jos. Desigur că de jos nu o să luăm noi nici într-un caz și nu o să periem, dar oricum se vede diferența destul de frumoasă și de bine că sunt deja aplicate. Lucrăm cu extensii subțiri, facem fir cu fir, da, și după cum vedeți și la fir cu fir se poate de făcut lucrări destul de frumoase. Practic, mai avem încă un pic de completat, dar în mare parte deja sunt completate. Așa că se pot face lucruri frumoase, chiar și la fir cu fir. Se lucrează destul de curat, nu se încarcă cu adeziv. Plus, cum spuneam, încercăm astăzi să învățăm o metodă de aplicare a extensiilor de gene, special pentru ca să dăm direcția cât mai ok, la extensiile de gene să arate cât mai frumoasă lucrare, adică cât mai paralele între ele extensiile de gene.
Noi rămânem în continuare să lucrăm, chiar dacă e curs de bază, oricum învățăm foarte multe lucruri, foarte multe tehnici, foarte multe metode de aplicare a extensiilor de gene. De aceea, pentru cei care sunt interesați de cursuri, cu mare drag îi așteptăm. Următorul curs îl avem pe data de 20. Mai e un singur loc disponibil, așa că nu ezitați, înscrieți-vă cât mai repede. Pentru cei care au făcut deja, desigur că cursul de extensii de gene și vor ceva mai multe volume, desigur că îi așteptăm și la 2, deși la 3, deși la 4, 7, deci la ce volume doriți, pentru alea avem cursuri. Nu ezitați să vizitați paginile noastre de pe Facebook, Instagram și desigur că canalul de YouTube, unde găsiți practic toate live-urile cu toate informațiile pe care le avem acolo. Eu vă doresc o zi frumoasă, noi rămânem în continuare să dăm direcțiile cât mai exacte și cât mai frumoase la extensiile de gene pentru a avea lucrări cât mai frumoase. Salutări la toată lumea, văd că intrați foarte multă lume, vă salut pe toți. Și ne revedem în alte live-uri cu siguranță. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și cât mai reușită. Eu rămân cu Laura să continuăm să plece modelul nostru cu ambii ochișori aplicați, nu doar cu un ochișor, da? Că pentru asta a venit modelul. V-am pupat și spor la treabă, să aveți zi frumoasă!